Well, sure. Păreau mai puțin la început, da? Da, până la urmă n-am înțeles cum să ia. Am, așa ne uităm, unde lucrează acolo și noi. Da, unde merge trupa acolo și noi, da? Ca uițele. Ca bicicliștii și monocicliștii, că merg unii și cu o singură roată. Dar le trebuie... Prima dată am participat la masa critică la Belgrad cu bicicletă închiriată sau împrumutată. După aceea am încercat să organizez de câteva ori aici în Chișinău. Uneori am fost mai mulți, vreo 20-30, alte ori am fost 2-3. Mai ales când ploua și eram numai eu cu frații mei. După care am participat la masa critică București. Dar acolo nu prea e unită lumea biciclistică. Mare concurență. Mai ales în anul ăsta, anul trecut, pandemic, nu s-au făcut deloc pedalări, chiar dacă păstrând distanța, era cel mai recomandat mijloc de locomoție bicicleta. Și acum iată, constat că se organizează foarte bine, reușit masa critică Chișinău. Noroc de fetele pe biciclete care ne organizează. Și mă bucur că participă foarte multe femei. Nu prea vezi la București sau în alte țări atâtea fete pe biciclete. Văd că străini vin, vorbesc nu știu ce limbă, în germană, în engleză. Dacă tradiția asta e cam peste tot în orașele mari, se pedalează organizat. În ultima vineri a lunii, la sfârșit de program. Căutați pe Google sau pe Facebook, rețele sociale, căutați masa critică cu numele localității în care sunteți și s-ar putea să găsiți un grup de inițiativă care se ocupe de asta. Mai reușit sau mai puțin reușit, depinde și de spiritul de organizare al societății și de infrastructură. Probabil sunt localități unde participă și autoritățile, acolo cel mai probabil există și infrastructură pentru biciclete. Altfel, oamenii care nu sunt politicieni și care n-au acces la decizii, acele persoane pedalează ca să-și revendice loc în trafic, ca să zică, iată, vrem prima bandă dedicată sau respect din partea șoferilor sau și parcări adecvate și păzite ca să ai unde lăsa bicicleta, să nu te tinc
ți-o fură tot cu lanțul de protecție. Hai la pedalat, hai cu noi! Pedalăm, nu ne jucăm. Strada 31 august, uitați, gratii longitudinale, foarte periculoase. Dacă ai roata cauciuc îngust, poți să rămâi acolo. Dacă ai trotineta, e și mai periculos cu roata mică îngustă. Gratele astea trebuie să fie făcute de-a latul și cât mai puțin denivelate de la nivelul asfaltului, ca să nu te dezechilibrezi și ca să nu se astupe când curge apă, ca să nu faci accident. Dar lucrurile astea nu trebuie descoperite și nu trebuie inventate. Astea lucruri deja au fost de mult bătute în cui în lumea civilizată, trebuie eventual numai să le importăm. Să vedem cum au procedat cu integrarea transportului alternativ, șoselele pe drumurile publice în lumea civilizată, în Olanda, în Belgia, țări scandinave.